ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii școlii TV, dicție.ro. Special pentru cei mici, dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor. Nu ne supărăm! Iată principalele titluri. Nu ne mai întoarcem în băncile școlii anul acesta. Un câine vrea să ajungă la școala de balet. A fost inventat telefonul antibacterian. Școlile ar putea rămâne închise până la sfârșitul anului. Cursuri se vor face doar online. Detalii despre acest subiect are colega mea de la școala TV dicție.ro, Larisa Haidou. Bună, Bianca! Da, am aflat că, iată, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, reunit în ședință la începutul acestei săptămâni, propune prelungirea derulării cursurilor în sistemul online până pe 23 decembrie, când elevii intră în vacanța de iarnă. Apropo de vacanță, aceasta se va încheia tocmai pe 10 ianuarie 2021, deci avem vreme să ne relaxăm, că tare stresați am fost cu școala asta online. Revista Times a desemnat-o pe Citanjali Rao, copilul anului 2020. Mai multe aflăm de la Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună, Bianca! Da, este adevărat! Are doar 15 ani. Se numește Citanjali și este o cercetătoare care a fost aleasă copilul anului 2020 din peste 5.000 de candidați. În urmă cu 4 ani, Citanjali a inventat un sistem de testare al apei, adică un senzor care să facă o analiză rapidă pentru a fi sigur dacă apa pe care vrei să o bei este potabilă. Și această invenție i-a adus tinerei cercetătoare un premiu important. Citanjali este și speaker motivațional. A colaborat cu școli, cluburi, muzee și alte organizații din întreaga lume pentru a ajuta 30.000 de tineri din întreaga lume să găsească soluții la problemele pe care le au. Un câine din sud-estul Chinei pare să fie pasionat de balet, dar mai multe despre acest subiect știe colegul meu, Andy Crăciun. Bună, Andy! Bună, Bianca! Da, am văzut cu ochii mei cum câinele a urcat pe scenă și a încercat să danseze cu balerinele care repetau mișcările. Imaginile au devenit virale pe internet și au fost surprinse de un student de la Universitatea Kunming care urmărea repetiția colegilor sale. Animalul încearcă și el câteva mișcări, iar dacă vă convinge prin prestația lui, poate să facă parte din trupa din balet. Hai să vedem cum s-a petrecut totul. Primul telefon mobil antibacterian. Colegul meu de la școala TV dicție.ro știe mai multe despre acest subiect. Bună ziua, Luca! Bună, Bianca! Dispozitivul a fost creat de o companie din Marea Britanie și are în componența lui materiale ce conțin ion de argint. La ce sunt bune acești ioni? Păi să vă spun, ionii nu elimină bacteriile sau virusurile, însă previn răspândirea lor. Producătorul susține că telefonul se poate spăla cu apă și săpun, soluții dezinfectante sau clor. Asta pentru că este rezistent la apă. Telefonul va fi util pentru persoanele care lucrează în domenii care pot fi expuse cu ușurință la contaminarea cu diferiți germeni. Dispozitivul costă doar 260 de euro. Smash. Dunk. Scratch. Crash. Slide. Drop. Shock. Heat. Freeze. Mulțumim, Luca! Ubisoft a lansat zilele acestea jocul Immortals Fenyx Rising, un nou titlu de tip open world care îmbină elemente de acțiune, conflict și povești inspirate de mitologia greacă. Detalii are colega mea, Alessia Tașcă. Bună, Alessia! Bună, Bianca! Da, jocul Immortals Fenyx Rising îl are ca protagonist pe Fenyx, un semizeu înaripat a cărei misiuni este să îi salveze pe zeii grecii antice de la un destin sumbru. Folosindu-și abilitățile speciale, acesta luptă cu o serie de creaturi mitologice precum Minotaurul, Ciclopul sau Cerberul, dar și cu alte sau alți adversari, inclusiv cu Typhon, unul dintre cei mai puternici titani din mitologia greacă. Toate aceste personaje negative au fost aduse la viață cu ajutorul echipei de dezvoltare din România, care a lucrat la animații, la abilități, dar și la sistemul de luptă. De asemenea, experiența de joc este îmbogățită prin includerea unor probleme de logică pe care gamerii trebuie să le rezolve.
Jocul s-a lansat pentru platformele Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch și PC. As the world crumbles, our divine powers sealed away. Even the gods need a hero. Un oposum pigmeu a fost văzut pe insula Cangurilor. Știe mai multe despre acest subiect colegul meu, Vlad Godza. Bună, Vlad! Bună, Bianca! În urma incendiilor petrecute în urmă cu un an, în Australia, pe insula Cangurilor, multe dintre specii au rămas fără casă. Specialiștii au crezut că și oposumul pigmeu ar fi dispărut, dar acum a fost văzut din nou pe insulă, primul exemplar în viață. Dacă nu știați, oposumul pigmeu este un animal mic de tot, care provine din Australia și cântărește între 6 și 9 grame. Am aflat cum poți să bați un pește cu picioarele din spate. Răspunsul e simplu, cu picioarele din spate. Asta dacă ești pisică. Uite și demonstrația practică. Știm cu toții că pisicile mai fură câteodată, dar să fure și să-și pună prada fix în farfurie, să... Aflăm totul de la colegul meu, Iadan Liberman. Bună ziua, Iadan! Bună ziua, Bianca! Da, această pisică bengaleză și-a dorit un pui întreg, așa că a decis să fure punga în care se găsea acel pui. Doar că era cam grea, poate pentru că puiul era cam mare pentru o singură pisicuță. Oricum, cert este că pisica a furat puiul cu totul și le-a așezat frumos în farfuria sa. Îi mai lipseau doar furculița și cuțitul. Hai să vedem imagine cu pisica hoață. În caz că nu știați care sunt cele mai fericite animale, vă spunem noi acum. Colegul meu, Cezar Căpureanu, l-a monitorizat pe toate. Bună, Bianca! Da, îmi place să observ animalele, dar acum am să vorbesc despre concluziile fotografei Alex Kearns, care crede că cel mai fericit animal de pe pământ este cuoca, un rozător de talie mică, care se poate urca și în copac. Fotografa a petrecut luni întregi în apropierea micilor marsupiale pentru a le înțelege comportamentul pe care îl va trece în cartea denumită Ghidul Fericirii, marsupialului cuoca. Fostă polițistă și criminalistă de carieră, aceasta a spus că pozele cu micile rozătoare sunt amuzante și drăgălașe. Și acum cred că putem vorbi puțin și despre gramatică. Oare cum e corect să spunem? Aliniat sau alineat? Colegul meu de la școala de televiziune Dicție.ro știe care este forma corectă pentru acest cuvânt. Salutare, Luca! Bună, Bianca! De foarte multe ori auzim forme ciudate ale cuvintelor, iar astăzi vorbim despre două cuvinte care creează confuzie. Aliniat și alineat. Ambele forme sunt corecte, dar trebuie să ținem seama că au sensuri total diferite. Aliniat înseamnă așezat în linie dreaptă, iar alineat înseamnă rând dintr-un text care începe mai la dreapta decât celelalte sau rând retras într-un text pentru a marca schimbarea ideii. Așadar, construcția "ne-am alineat la linia de start" nu este corect. Uite, am ajuns să vorbim la televizor despre paronime, acele cuvinte cu un sens diferit, dar care au o formă asemănătoare, pentru că diferă unul, două sunete. Drept exemplu, azi avem aliniat, adică așezat în linie, și alineat, adică rând care începe mai la dreapta decât celelalte.
Ononimele, pe de altă parte, sunt cuvinte cu formă identică, dar cu sens total diferit. Dacă ne gândim la cuvântul lac, el poate însemna lac de unghii sau lac pe care ne putem plimba cu barca. Atât despre gramatica azi, dar nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele și vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Noi suntem smart pentru că citim, nu mesaje pe telefon, ci cărți adevărate. Și pentru că ne place să citim, vă propunem o carte foarte interesantă pentru cei mici. Cu alte cuvinte, urmează colega mea Violeta Ostaciuc și rubrica Bucultura. Salutare cititori! Azi am ales pentru voi cartea cu Fără pupici. Vă propun această carte pentru că este scris de elevii școlii de televiziune Dicție.ro și eu sunt unul dintre autori. Am avut o lansare de pomină anul trecut, iar cu banii obținuți din această carte cumpărăm cadouri pentru copii defavorizați din sectorul 6 al capitalei. Ea se găsește în librării și pe paginarium.ro. Cu Fără pupici este o radiografie a judecății proaspete, a spiritului ludic, a unghiurilor de gândire ale celor peste 50 de copii care au scris această carte și a căror gândire iese din tipare. Așadar, dacă vreți să aflați în ce zodie este Dumnezeu, ce înseamnă să fii politician, ce este fericirea, ce face un unicorn când este în vacanță sau dacă săptămâna ar avea 8 zile, cum s-ar numi a 8-a zi. Cu Fără pupici este cartea perfectă care vă va purta prin gândurile copilăriei și cu siguranță vă va face să vă gândiți la ce răspunsuri ați da chiar voi la aceste întrebări. De asemenea, cartea este despre modul inocent în care copiii definesc lumea, formulând răspunsuri dintre cele mai neașteptate la întrebări serioase sau mai puțin serioase. Nu uitați, cartea se găsește pe paginarium.ro. Mulțumim, Violeta! Vom citi cu siguranță cartea cu Fără pupici. Și nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Am zis asta pentru că desigur urmează rubrica Sport, prezentată de colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Robert Socol. Bună ziua, Robert! Bună ziua, Bianca! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată explicația lui Ronald Koeman după ce Barcelona a fost răpusă de Juventus. Antrenorul olandez al gazdelor, Ronald Koeman, a oferit la final o declarație cu bătaie lungă spre jucătorii săi. Fostul mare fundaș de pe Camp Nou a lăsat să se înțeleagă că elevii săi au intrat pe teren timorați în fața formației lui Andrea Pirlo. Sincer, am fost surprins de felul în care am început meciul, ca și cum nu am fi avut foame de victorie. Când scorul s-a făcut 0-2, a devenit foarte dificil să reducem din diferență împotriva unei echipe precum Juventus. De fapt, a părut că am început temător încă din startul partidei, a declarat Ronald Koeman la finalul partidei. Cristiano Ronaldo a marcat 2 goluri, ambele din penaltiuri, chiar în fieful rivalului Lionel Messi. Celălalt gol al bătrânei doamne a fost înscris de americanul Weston McKennie cu o execuție acrobatică. În urma acestei victorii, Juventus a câștigat grupa. Columbianul Miguel Ángel López și-a încheiat aventura de 6 ani la Astana și a semnat cu echipa spaniolă de ciclism, Movistar, pentru sezonul viitor. Deocamdată nu s-a specificat dacă înțelegerea este valabilă doar pentru 2021, existând șanse mari ca aceasta să fie pe o perioadă mai mare. Hulk și-a găsit echipă. Brazilianul revine în Europa pentru a se lupta în optimile Champions League. Hulk s-a despărțit de echipa chineză Shanghai SYPG după 4 ani. Atacantul brazilian a ajuns la 34 de ani, încă atrage interesul echipelor importante și va reveni în Europa începând din ianuarie. Vârful sud-american și-a dus la bun sfârșit contractul cu Shanghai SYPG, formația alături de care a cucerit titlul de campion al Chinei în 2018. Brazilianul a oferit vestea pe contul de Instagram săptămâna trecută, unde le-a mulțumit oamenilor care s-au aflat alături de el în ultimele sezoane. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Elisa Popescu ne spune cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Elisa! Bună ziua, Robert!
Vremea e ca vremurile, schimbătoare, dar și cam rece. Temperatura maximă va fi de 8 grade Celsius, iar cea minimă va fi de minus 2 grade Celsius. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. În București, vreme rece cu cer acoperit. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă nu va depăși 5 grade Celsius, iar minima va fi de minus 1 grad Celsius. La munte, vreme rece, cu cer acoperit. La altitudini mari vor fi condiții de ninsoare. Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius, iar minima va fi de minus 5 grade Celsius noaptea. Așadar, fără umbrele și pelerine de ploaie, dar cu căciulițe și fulare, dragi copii, și neapărat bună dispoziție pentru că e weekend. Așadar, putem face ce ne trece prin cap. Hai! Vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți și nu uitați că nimeni nu-i perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele de la Avocado News. Nu plecați așadar de la televizor! Bună ziua! Ta, din prima! A, Cezar, că e un jurnal foarte fain. Și o să vezi, este un animăluț foarte amuzant ăsta. El, animăluțul. Vrei să ți-l arăt? Aceasta... Da, nu știu ce am. Salveze pe zei... Să îi salveze. Corectă. Uite, am ajuns să vorbim la televizor despre poronomie. Paronomie. Paronime. Paronime.